Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, o să fie un meeting mare al sindicaliștilor din învățământ. La 11, parcă nu? Da, i-a anunțat, din câte știu. O să înceapă la un moment dat și ultima dată a fost un meeting mare înainte să înceapă greva. Doar că a fost obscurat, cum se spune, ascuns de scandalul pe care l-au făcut ăia de la aur. Da, a fost ăsta mai mic. De protestul de săptămâna de pe acum se anunță mai mare. Da, acum se anunță mai mare și probabil că o să fie circulație foarte dificilă în centru. Eu n-am fost atent și m-a prins. Da, am stat vreo 40 de minute. Da. Viatorile. Au eșuat deocamdată negocierile. Au și ei dreptatea lor. Mm-hmm. Acum noi avem aici avantajul ăsta la deșteptarea că putem fi subiectivi. Ceea ce sigur vă enervează, dar vă și place. Și putem spune: "Oi, frate, credem că merită mai mulți bani." E adevărat că nu-i de unde să le dea mai mulți bani, pentru că sunt și pensiile speciale, adică statul are obligație cu pensiile speciale. Ce să faci? Nu poți să iei de la pensionarii speciali și să le dai lor. Nu poate să fie la noi ca în vest. La noi e ca în România. Adică, de exemplu, citeam ce scria Cezar Paul Bădescu, un jurnalist vechi, care a aflat că în Germania salariul la profesori este de aproximativ 5.000 de euro pe lună. Da. Și că nu merge, adică, na, cineva îi răspunde: da, da, e Germania, nu? Păi nu, zice, în Germania pensia medie de 1.500 de euro pe lună, o pensie mare de 2.000 de euro pe lună. România, spre deosebire de Germania, are pensii speciale. Pensia specială medie în România e echivalentul a 2.400 de euro pe lună. Cele mari pot ajunge și la 7.200 de euro pe lună. Păi când ai astfel de obligații față de pensionarii speciali în țara noastră, de unde să mai dai și la profesori? Pe de altă parte, sigur, suntem pentru mărirea salariilor profesorilor, că fără educație nu se face nimic, dar e important să vorbim și despre calitatea învățământului. Asta e, că foarte multă lume, mai ales când am avut aici noi discuții în emisiune, s-a referit la asta. Că, da. Ok, bani, dar cum facem că nu suntem mulțumiți de calitatea? Aici e o discuție interesantă pe care am vrea să o purtăm cu aceia dintre voi care trăiți în afara granițelor, în Europa în principiu, dar nu numai. Sau care ați locuit, ați muncit în Europa și aveți copii care au mers la școlile de afară. Da. Sunt două abordări. Unu, eu țin minte că atunci când s-au deschis granițele și au început românii să plece masiv prin Europa și America, veștile erau așa: păi dacă când au ajuns copiii noștri la școlile de acolo, din America sau de unde ajungeau ei, praf i-au făcut. Păi au descoperit că de fapt erau supracalificați. Păi nu știau nimic. Că ai mei erau de clasa 11-a, dar acolo terminaseră, adică erau varză, știi? Cam așa. Eu am avut un coleg de liceu acum 25 de ani, care a plecat, maică s-a disperată că ăla nu reușește să termine liceul în ordine aici, l-a trimis în Statele Unite, unde avea pe cineva, și ăsta în clasa 10-a a fost de la omul liceului, adunau fracții în clasa 10-a la matematică. Da. De exemplu, dar după aia a făcut o școală senzațională în Statele Unite, așa cum era aia cu programa aia, și a ajuns un finanțist la o mare companie în Elveția. Dar acum, în momentul de față, vorbeam recent cu un prieten, că, după cum spuneam, toată lumea e preocupată de educație zilele astea, și îmi spunea că la fratele lui în Danemarca, dacă n-ai bani să-ți dai copilul la școală privată, la școala de stat sunt praf. Acum, nu știu, să ne spuneți și voi 0728-3D1-3D2 mesaje scrise sau audio, sau dacă puteți să ne sunați, da, 0372069599. Cum e, domne, până la urmă, cu învățământul de stat în Occident? Bun, facem așa. Vorbim despre asta, despre cum este învățământul de stat în Occident, cum sunt copiii voștri acolo, dacă vi se pare mai bine, mai rău. Am și eu o experiență cu cumnatul meu, să vă spun după ce revenim. Sunați-ne dacă știți cum e, dacă aveți experiența asta, la 0372-069-599. Știu că e de vreme în vestul Europei, dar știu că ne și ascultați. S-au trezit ai noștri, sigur. Sau, dacă nu puteți să ne sunați, vă e mai simplu să vă sunăm noi, dați-ne mesaj pe WhatsApp și vă sunăm noi înapoi. Da? Facem încercarea asta să vedem câte telefoane putem să luăm din Occident. De la români plecați
cum e învățământul în Occident și cum îl percepeți voi, părinți, în Occident pentru copiii voștri. Experiența voastră de trăitori în Occident, cum e școala de acolo, așa cum ați perceput-o voștri și cum au perceput-o copiii voștri. Avem foarte multe mesaje, repede unul. În Danemarca confirmă cineva că e mai lejeră școala, dar nu pentru că nu se face, ci pentru că în primii ani caută să descopere ce e mai bun la acel copil, mai mult o joacă și de-abia din clasa a șaptea devine mai serios. Iar în ceea ce privește salariile de 5.000 de euro din Germania, ne scrie cineva și spune așa: dragilor, comparați mere cu pere. Nu e 5.000 de euro salariul la orice profesor. Aici suma se poate referi doar la universități, nu la primară sau liceu. Dar da, în Germania avem doi copii de clasa a treia și a patra și suntem foarte mulțumiți, cu foarte puțin accent pe teme sau făcute extra în primii ani și mare accent pe a aduce toți copiii la același nivel. Baza, cum am zice noi, cea mai bună școală generală aici este, cum zic nemții, cea de lângă casă, dacă înțelegeți. Și noi avem școală de proximitate, dar nu se respectă chiar mereu. Bine, hai să te verificăm dacă ne-ai spus adevărul cu Danemarca. Ionuț ne-a sunat de acolo. Bună dimineața! Salut, bună, Ionuț! Bună, Ionuț! Cum e? Bună dimineața! Cum e? Copilul meu a venit în Danemarca când avea 6 ani jumate. Atunci am venit. Da. Programa nu este atât de încărcată cum este în România. Da. Și nu este adevărat că școlile de stat nu sunt bune. Sunt foarte bune. Deci, singurele meditații, ca să zic așa, au fost în primii ani un fel de ajutor după ore cu profesorii la limba daneză, pentru că noi nu puteam ajuta, da, fiind o limbă destul de grea. În rest, am învățat bine, fără meditații. Când a terminat liceul, a fost prima din clasă și acum termină facultatea. Singura investiție în școală, deși am plătit noi pentru școală, a fost chiozan, fenar și un laptop. Restul, absolut tot, caiete, cărți, s-au primit de la școală, gratuit. Da, poate copilul tău este excepțional. Nu știu, ceilalți făceau meditații? Adică se fac meditații în Danemarca? Nu, există. Eu nu știu, nu știu dacă vrei să faci meditații, unde poți să te duci în afară de școală. Deci cei care au, într-adevăr, probleme în primii ani, rămân după ore, câteva ore, cu profesorul de matematică, de daneză, probabil de engleză, și mai fac o oră, două în plus. Atâta. Restul, eu nu știu, meditații, să te duci tu la profesor acasă. Deci sunt ajutați, da, de școală, până la urmă. Mulțumim tare mult, Ionuț. Mulțumim, Ionuț. Hai să vedem, uite, George din Sibiu, dar bună dimineața, George. Salut. Bună dimineața. Bună dimineața. Pe unde ai fost? Neața. Ce experiențe ai? Eu am fost plecat în Canada, m-am întors, dar vreau să vă spun că am avut un băiat care a terminat clasa 1-a și unul care a terminat clasa 9-a. Acolo, într-adevăr, au intrat după vârstă, se ia nici de cum, știau și profesorii de acolo despre că aici mă bag într-o clasă mai mare, că sunt foarte deștept. Nu e adevărat, te bagă exact după vârstă. Da. Băiatul cel mic a intrat în clasa 3-a și cel mare în clasa 11-a. Mm-hmm. Deci exact după vârstă, nici nu discută. Și bun, asta, deci, și cum, dacă e să faci comparația între sistemul românesc de învățământ și cel canadian, cum ți s-a părut diferența? E foarte invalidă treaba că acolo nu se face școală. Se face școală încă chiar intens. Da. Eu mă ocupam special de copii. Facultatea, într-adevăr, dacă vrei să mergi la colegiu, este mai scumpă, uh-huh, se plătește, dar în rest școală se face, încă se face chiar profesori acolo, de exemplu, la o ședință, te cheamă pe tine personal un sfert de oră, îți alege în 2 săptămâni când vrei, de dimineață, de după masă, un sfert de oră, numai cu tine. Nu se face cu alți copii și cu alți părinți de față sau să te facă de într-un fel sau altul. Uh-huh. Deci sunt niște chestii foarte, ar fi multe să vă spun. Și meditațiile cât costau? Nu erau meditații, eu vă spun, a fost doar ca să-l primească la o școală, mai era puțin, câteva sute mai de metri mai departe, se spunea că e mai bună, deoarece se face și ceva religie catolică acolo, și m-am dus cu un buchet de flori. Vă dau cuvântul meu că am umilit-o pe doamna directoare de acolo, zicea: domnule, eu vă înțeleg acolo, în România probabil așa, dar aici mă jigniți. Da, tare. Mulțumim, George, foarte mult. Mesaje foarte interesante. Avem, uite ce ne zice Valentin. Ce locuiesc în Germania de 12 ani și am 2 băieți. Unul de 17 ani, clasa 11, al doilea are 12 ani și e clasa a 6-a. Ambii au făcut școală doar în Germania, mai exact în Bavaria. Eu și soția avem impresia că se face prea puțină școală. Cerințele sunt minime, teme mult prea puține și teste exagerate comparativ cu cerința scăzută. Soția e învățătoare de peste 20 de ani și a lucrat și în România și în Germania și vede în felul ăsta situația. Iar Călin
ascultătorul nostru din Finlanda, care ne scrie foarte des, soția lui este profesoară în Finlanda. Și spune așa: la liceu se fac într-adevăr fracții și calcule cu paranteze de clasa a patra în România. Așa, când nevastă mea le-a zis profilor de aici că în România la liceu facem algoritm, logaritm, matrice, ăștia au zis că așa ceva se face la facultate. Da. Ideea e că aici e un sistem care merge așa. După clasa a opta, copiii au ales între profesională sau liceu. Dacă alegi școala profesională, care zice e foarte căutată aici, te duci după aia la muncă după absolvire. Dacă faci liceu obligatoriu, te angajezi să faci și facultate. Doar cu liceul nu merge. Dacă nu reușești să intri la facultate, trebuie să te reapuci de profesională. Și spune el, în Finlanda te învață să te descurci în viață. Asta e tema principală a școlii. Hai să mergem și în Elveția. Ne așteaptă Iulian, bună dimineața. Salut, Iulian. Salut. Bună dimineața. Ca să fiu pe scurt, în Elveția nu se mai pune accent pe învățătură cum se punea acum 15 ani. Da. Și plus de asta, copiii când se duc la școală nu învață decât minimal ce se poate, cum a zis și băiatul de înaintea mea. Nu se mai pune accent pe învățătură. Dacă este să dea teme, nu se mai dă. Și dacă tu ca părinte nu te implici ca să faci și pregătiri, să-l dai la pregătiri, care sunt niște prețuri exorbitante, plătești de ordinul miilor de franci, nu ai șanse copilul tău să ajungă la un liceu. Iată. Cum a zis și mai înainte, este școala profesională, după ce termin 9 clase, că gimnaziu înseamnă 9 clase la ei, și dacă nu ești la un nivel destul de înalt ca și pregătire, ei te testează din clasele a 6, începe să-ți dea un calificativ, nu ajunge să intri la liceu. Și mulți opționali sunt pentru școală profesională, care poți să dai, să faci o puncte, să dai, cum era odată la noi feralul, să dai la feral, după aia poți să intri la facultate la care îți dorești tu. Este, nu se mai pune deloc accent pe învățătură. Cum s-ar spune, au nevoie de forță de muncă. Forță de muncă mai în situație. Elveția, Danemarca, Germania, nu se mai face școală. Și noi ne plângem. Da, domnule. Hai să vedem cum se face școală în Franța. Mulțumim tare mult, Iulian. Salut. Andreea, bună dimineața. Bună, Andreea. Da, bună dimineața. Sunt Andreea din Marsilia și am un băiat care este în primul an de liceu. Okay. Născut, școlit aici. Da. Sunt foarte încântată de sistemul de învățământ din Franța. Deci anul trecut, în plin COVID, mi-a luat examenul acesta de admitere la liceu fără meditație, cu 100 din 100 la matematică. Asta și datorită profesoarei de matematică pe care a avut-o în colegiu. Dar aici se face suficient scolar pentru cei care sunt în dificultate, în incinta școlilor. Și se face fel de meditații pentru cei care sunt în dificultate? Exact, meditații pentru cei care au note proaste la școală. Aha. Gratuit, bănuiesc. Gratuit, în incinta școlilor. Asta când părinții sunt de acord, se merge mai departe în liceu, numai cu acordul consiliului de clasă, pe baza notelor. Și aici este la fel, școala cea mai apropiată este școala de care aparții, și aici se trisează puțin, dar este total diferit sistemul de învățământ din Franța de cel din România. Sunt îngrozită de prietenele mele din România care plătesc sute de euro pe săptămână pentru copiilor care sunt în România la școală. Andreea, mulțumim. Este o tradiție de generații întregi. Mai avem un minut, aș vrea să mergem și în Norvegia, de unde ne-a sunat Victor. Bună dimineața! Salut, Victor! Neața, băieți! Bună! Ce să spun? Fetele mele au venit aici în clasa 8 au început. Da. Ce mi s-a părut mie frapant este ședințele cu părinții la general sunt toți și apoi cu fiecare facem parte individual. Cu fiecare părinte. Da. Adică dacă sunt probleme, vi le comunică individual, nu da, se exact, face public și probleme și de alea bune și de alea rele. Mm-hmm. Al doilea lucru mi s-a părut foarte interesant. Copiii nu știu ce note au la ceilalți. Asta e discuție și în România. Da. Da. Al patrulea lucru interesant mi s-a părut că ei nu pun accent pe memorare, pun accent cum să înveți. Și au de la clasele mici chiar istoria religiilor, despre religii, despre economie, despre finanțe, despre social, despre legi, despre orice.
Mulțumesc mult, Victor, și vă mulțumim tuturor pentru explicații și intervenții. Așa cum bănuiam, sistemul de educație din țările europene este ceva mai organizat și este suficient de bun ca să nu mai fie nevoie de meditații, dar înțeleg că și la noi, acum că e greva asta, și e grevă și la meditații, nu? Așa am înțeles. A, nu, adică prea. Profesorii da, fac grevă total, nu fac grevă doar la școală, fac și la meditații. Am auzit că nu. Nu? Mm-mm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.